Așa, deci salutare dragii mei, Neon News, mi-am prins și uite așa am găsit într-un chest Alandala. Sunt pe un server nou, sunt pe serverul 100 play airdrop pets kits alea. Păi și găsesc chestul ăsta. Nu mai doar ăsta, mai e și ăsta. Și mai e și ăsta. Și iau totul, pe bun, iau totul, iau tot ce pot. Vreau să scot gloanțele repede din astea. Să am eu pe M4. Pe M4 ăsta drăguț. Repede să ne uităm de chesturi. Poate sunt și materiale pe ce pe aici. Opa, câte gloanțele luăm. Trebuie să fac repede viața, așa repede. Băi, e serverul ăsta, nu știu ce să zic, dar e mult prea OP. Mai ciurdesc de gloanțe, așa repede, mai ciurdește niște gloanțe. Dar n-are materiale. Opa, M204. Mamă, 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 nebunesc. Ce s-astea? Arunc-o încolo de piatră. Vreau cutia asta, mamă, mamă. Vreau computer, băi. Ăsta e raiul. Ăsta e raiul, șeful. Mamă. Vreau să-i mulțumesc din nou lui Sobo Killer acum pe acest episod că a donat cei 10 euro, super tare, apreciez. Din tot sufletul meu, mulțumesc. Mulțumesc, mi-am dat seama cum să fac rost de bani, să intru în posesia lor. Nu e treabă, totul e bine. Se termină cu bine, așa. Și aș aprecia dacă ați apăsat butonul de like, având în vedere că activitatea a scăzut foarte mult, să mă susțineți și pe mine în continuare, că na, este un efort să postezi zilnic, să încerci să faci live-uri zilnic. 4 cutii din astea, mamă! O, medkit-urile le vreau. Luăm și ăsta, dar nu știu în locul la ce să pun. Hai la Thompson și pun așa, am gloanțe. Dacă îmi dau autorize, merge? Nu merge. Repede dăm upar și tureta. O luăm și pasta, hai să o luăm. Putem să o luăm dacă îi dăm remove. Deci remove. Să arunc ceva. Arunc bandajele, bag ăsta aici. Ok, n-am drepturi să dau remove la aia. Ok, un tip acolo, să fugim repede, nu vreau să dau nas în nas cu ăștia. Plecăm, fugim repede. Vreau să... Mama, are tureta asta. Are tureta, avea tureta. Încă avea dată drumul la o tureta. Aia m-a pălit așa. Foai, credeam că o să pierd toate frumos, toate astea. Repede pe lângă piatră, fugim, scăpăm de aici. Că nu vreau să mă trezesc cu vreo surpriză. Să mor cumva. Băi. Gata, hai, du-te. Lasă-mă în pace pe mine. Are mâncare? N-are mâncare. M-aș întoarce la baza aia să iau beriuri. Dar e riscant. Hai repede să mă întorc. Băi, ce frame drop mi-a dat acolo jocul. Trebuie să fac ceva. Că nu se mai poate, tot înframează de la o vreme. Nu știu ce să-i fac procesorul lui. Overclock nu mă ține să-i dau. Că placa video și asta. Opa. Ce-a fost aia? Repede îl șutim niște beriuri. Hai să mai șutim câteva. Mai îmi pun în locul pistolului și am plecat. Am plecat de aici, nu... Opa, e tureta aia nenorocită. Și trage mine. Băi, 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 fiți-ar tureta. Mai dăm cu un medkit. Dacă tot avem așa multe, de ce să nu le folosim? Deci toate bazele pe ei sunt sparte. Ce kituri are serverul kit? Wipe found, smile, put a smile on your face, starter daily. Nu știu ce poate fi la esențiale, la daily. Pe bune, dacă nu-ți dau 10 arme, nu știu ce e. Că te spawnează cu un pistol, pe bune. Oamenii m-au campat până am dat de locul ăsta. M-au campat nebunie. Deci e nebunie cu jocul ăsta. N-ai ce să faci. E o bază. O fi raidată asta în față? Nu cred că e raidată, dar mi-e frică. Am o frică constantă. Și vă dați seama că, na, cu așa multe arme, ți-e cam frică să... Nu fi omorât.
Rămâne și uitați cât tech trash, 100, doamne. Opa, și baza asta e. Baza asta cred că au ciordit tot din ea. Cred că au luat tot. Când stați și vă gândiți că sunt bazele astea mari, care sunt jefuite, ta de tot. Și sunt unele baze mici, care au o groază de arme, cum au fost aia de mai devreme, și nu sunt luate, nu, pur și simplu nu sunt luate armele. Sau nu apucă nimeni să le ia, în afară de un norocos ca mine. Unde-i cardboardul? Că vreau eu baza asta. Dacă eu o repar. Că nu par așa de stricată. Uite, mai pun acum. Poate fi reparată baza, dar... Mai mult de furnace-ul ăla mare mi este mie. Și îmi place mie așa mai mult, dar în rest... Nimic. Nu, nu mă risc cu baza asta. E prea riscant să o repar pe toată. E mult prea mare și mult prea proastă, să zic. Să-mi fac eu alta. Păi vedeți că... Poftim. Există găuri de genul. Ok, nu văd o gaură și mor. Ce-s astea? Oameni buni, se ridică el. Nu vă faceți griji, sigur, se ridică. Stați calmi. Dar ce e gaură asta, băi? Vă vedeți? Doamne, ce cu gaură asta? Hai, de mai repede, nu te mai voi tată și ridică-te, că poți și singur. Haide, aoleu, se mai atât. Haide, că-ți crește viața, te ridici. E așa? Nu s-a ridicat, băi, nu cred că nu s-a ridicat. Mamă, mamă. De obicei se ridica când ajungea pe la 6 sau 7. Mamă, nu te cred, am căzut în gaură. Și nici măcar nu m-am apucat să-i fac un screenshot drăguț la gaură. Uitați, uitați, uite, m-am spawnat și a murit. Deci toți primesc, toți copiii distruși primesc revolver pe serverul ăsta. Uite, m-am spawnat repede să fugim. Airdrop, uite, a, păi de asta e lagul naibii pe server, că dau 100 de airdropuri. Am uitat. Poate mă trezesc cu un copil distrus în spatele meu și mă omoară. Opa, ăsta e... Mamă, dau cu explosiv ăștia. Și măcar nu-mi dau seama unde dau pachetele. Doar un avion care zboară și nici măcar nu văd pachetul pe cer. Opa, se împușcă tipii pe aici. Și am o furculiță, eu am o furculiță de sabie. Am să-i împung pe toți cu furculița. Știți cum? Țuști. A, trebuie să înțepi. Mă, două un charge sau ce? Deci trebuie să înțepi. Vedeți că el dă cu latura furculiței. Opa, a înțepat. O, hai că a evoluat animalul. A, să am o priveliște mai bună. Opa, e Martinica aici. Păi Martinica. Martinica, hai. Dacă arunc cu furculița după Martinică, oare moare? N-a murit, băi! Are furculița în el, Martinică, vedeți? Opa, nu mai am gloanță, câte mai am? A, 20. Uitați cum arăt, doamne, doamne. Oh! Ok, am căzut. Vedeți că ăsta are... Îmi vreau sabia. Dă-mi sabia. Nu-mi dă sabia. Nu-mi dă sabia. Vreau sabia înapoi. Dă-mi sabia. Ursul. Ok, mi-a dat sabia. Mi-a dat furculița, mai bine zis, că e o furculiță, nu e o sabie, oameni buni, e o furculiță. Pe aici ne îndesăm. Opa. Arme? E doar un hazmat suit inutil. Nu pot să am pretenții să aibă fiecare casă cum a avut aia. Arme fără număr. Trist. Trist, dar adevărat. Sunt curios de kituri. Deci, kit smile. Să pună un zâmbet pe fața mea. Ok. Kit daily. Stai.
Steel. Pardon. Resurse și un pi... Mamă, pistol cu lunetă. Ați mai văzut voi pistol cu lunetă? Dar nu-mi place îmbrăcămintea asta, îmi place asta de emo. Așa. Arunc eu prostiile astea. Mi-a mai dat niște gloanțe, dar ce fac cu astea? Că nici măcar nu mi-a dat armă. De pe moment că mi-a dat armă și eu nu am văzut. Ce kit-uri mai am? Kit? Kit wipe found starter. Starterul sunt curios. Chiar de starter mă interesează. Uitați câte drop-uri sunt acolo. Deci, pui. Să nu-mi zici că rămân aici. Mă ascund într-o boschetă. Pot să craftez repede un din ăsta să-mi ies eu de aici. Mamă, și e și building blocked. Mamă. Vă dați seama. Câta ghinionul am avut tot... Tot episodul ăsta. Mai e ceva cu sfoara. Bine, ok, sper să pice și el acolo să-mi ia chestiile. Sper să pice tipul. Să cad acolo și să... Opa, e tip aici. Un tip aici. Mamă, ce repede a tras. Nici nu m-a văzut bine și mi-a dat patru gloanțe. Mamă, ce-i cu jocul ăsta? Nu-i ce, nu-i sănătos. Jocul ăsta, kit. Ce kit-uri mai aveam? Mai aveam un kit. Dacă nu mai dă... E același tip? Sau mi se pare mie? Nu cred că mi se pare. Delirez. Delirez de la joc. Dacă și acum... Așa. Hai repede în pădure să-mi iau și... Un wipe refund nu-mi permit că mi este că mor instant. Nu pot să dau kit wipe refund că îmi dă unul... Una și mă lasă lat. Am hartă? N-am hartă pe joc. Credeam că e server modat din cap până în picioare. Sta... Cred că... Opa, mi se pare mie familiar. Familiar... Opa, am găsit din nou casa cu armele. Și credeam că jocul nu mă iubește. M-am înșelat, mă iubește, dar nu într-o sumă foarte mare. Hai repede să-mi fac ordine în inventar, să nu mai mă trezesc cu toate prostiile din nou. De ăla nu pot să scap, n-am ce să-i fac. Deci arunc asta, scuze furculițul, dar n-am nevoie de tine. Să aruncăm săgețile, punem blackberry-urile aici. Pac, luăm. Le mâncăm pe toate. E aproximativ. Hai că le arunc pe astea. Gloanțele la pistol le scol, le arunc. Asta o arunc și asta o țin aici. Deci ce mai au? Mai au încă 20 de beriuri de acolo. Rocket launcher nu se merită, mi-au din asta, mi-au un bolty. Pistol nu se merită, mi-au gloanțe de pistol și toate gloanțele de rifle. Mai au gloanțe de rifle? Nu, de pistol parcă se mai merită. Să dau reload la armă, că asta folosește gloanțe de pistol, am impresia. Repede coborâm, ne luăm arme de aici, dacă le mai găsesc unde erau. Erau în astea. Ne mai luăm un AR. Acum ne mai luăm o mitralieră. Opa, am aruncat-o. Du-te încolo. Dă-mi-o. Le punem, aranjăm frumos și plecăm. Nu mai îmi umplu inventarul de toate. Opa, era din nou, uitasem. Hai la gaura aia. Hai la gaura aia. Sunt eu curios de gaura aia. A, dar stai că nu mi-am luat... nu mi-am luat medkit-uri. Am bugberry-uri până mor. Bugberry-uri până mor. Hai repede la baza aia. Să văd dacă mai mi-e trupul în gaura aia. Deci pe bune, sunt curios de gaura aia. N-am mai fost azi, că vreau să scot câte ceva options. Nu, chat-ul. Chat-ul vreau să-l scot, că ăla mă enervează, e mult prea inutil. Nici măcar nu-l folosesc. Hai repede. Ok, cu aerul. Și unde era gaura? Deci era pe baza asta. Am luat-o încolo. Știu
că am ieșit pe partea asta și am luat-o încolo, spre gaură. Și n-am fost atent, deci am ieșit de acolo și am luat-o drept înainte. Dar unde am fost? Unde-i gaură acum? Să avem mare... Uitați aici. Aici cred că e gaura, pe aici. Mamă, dar e ascunsă... Tată naibii de ascunsă, e iarbă deasupra ierbii. De sărit, risc să mor. Nu aș mai sări. Pe bune, risc să mor dacă mai sar. Am făcut un screenshot, să văd. Uite așa. Dar ci că ar fi apă. Dar la cum pare nu e apa aia. Orice, dar apă nu e. Ne mai riscăm? Hai să mai mă risc. Mai încercăm o dată. Poate, doamne, doamne. Mamă, dar e prea adâncă peștera, pe bune, e mult prea adâncă. Dar mă întreb ce e în ea. E așa adâncă și pare a fi apă. Pe unde? Parcă e apă. Când sari e apă. Pare că e apă, dar de fapt nu e apă. A, uite, am și coordonatele. Acum am observat, drăguț. Drăguț, drăguț de tot. O, mamă, ce minerală. E pap, sticla asta. Așteptăm acum și ne rugăm să se ridice băiatul. Am sărit mai... M-am sărit... A, nu s-a ridicat, a murit, asta e. În fine, sper că v-a plăcut acest episod de rasă în care am găsit o gaură foarte interesantă, care nici măcar nu știu ce naiba e cu ea acolo pe artă. Acum episodul ăsta îl vedeți de după live, dacă v-ați uitat la live-ul de la 4 la 5 jumate, da, de acum încolo fac live-uri, încerc zilnic să fac live-uri până începe școala, nu știu, în timpul școlii, dacă o să pot face de la 4 la 5 jumate, poate vinerea, nu, vinerea n-am cum, că ajung pe la 4 jumate acasă, deci de la 5 vinerea, dacă e până la un 6, nu știu, vedem, discutăm, nu, uitați să zici că e un bloc de gheață ăsta. În fine, discutăm, ne împrietenim, vorbim, nu știu sigur. Fie, sper că v-a plăcut acest episod, dacă v-a plăcut nu uitați să apăsați butonul de like ca să mă susțineți, vă rog, hai să strângem și noi 30 de like-uri ca să revăd activitatea pe episoadele de rast. Deci ne vedem mâine cu un nou episod la ora 6 și cu live la 4, de la 4 la 5 jumate. Salutare dragii mei, eu sunt Miopace și pe curând, salve!